ANAF desfășoară operațiunea Iceberg, prin care verifică marile companii din țară pentru a se asigura că acestea respectă prevederile legale și nu se sustrag de la plata obligațiilor fiscale. ANAF are în curs de derulare operațiunea Iceberg, care reprezintă o acțiune de verificare fiscală a celor mai mari companii, acoperind toate domeniile de activitate economică din România. Operațiunea Iceberg se va desfășura pe întreaga durată anului 2019 și presupune intensificarea controalelor și eficientizarea derulării acestora la companiile mari, cu scopul menținerii unui tratament echidistant pentru toate categoriile de contribuabili care desfășoară activități în România, au anunțat reprezentanții fiscului. Principalele puncte vizate de ANAF sunt combaterea fenomenului externalizării profitului, verificarea manierei în care companiile mari gestionează relațiile economice între companii din grupul din care fac parte și destructurarea lanțurilor tranzacționale organizate în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale prin identificarea și instrumentarea fenomenelor de fraudă fiscală, cu implicații fiscale negative semnificative asupra bugetului statului, spune ANAF. În vederea realizării obiectivelor, la nivelul ANAF s-a constituit o echipă de lucru formată din specialiști din cadrul agenției, care va iniția verificări fiscale la contribuabilii cu activitate de impact în toate domeniile de activitate economică. Acestea vor avea la bază evaluarea riscului pentru fiecare contribuabil, raportat la dispozițiile codului de procedură fiscală, precum și a legislației din domeniu, au detaliat reprezentanții ANAF.